Bine ați venit la Școala Primară Concordia! Eu sunt Adina Angelescu și vă invit într-un tur scurt video prin școala noastră nou deschisă. În școala noastră sunt înscriși copii din medii vulnerabile, dar și non-vulnerabile. Ei învață împreună într-o școală inclusivă. Învață să se deschidă, să fie sigur din punct de vedere emoțional, să-și dezvolte personalitatea. De aceea, școala noastră este sigură în orice colț ne-am aflat. În sala de clasă, pe hol, în sala de instrumente muzicale, în curte. Aici avem o grădină pedagogică unde copiii descoperă natura care devine pentru ei un model de învățare. În drumul de formare al copiilor. Mai mult de atât, alături de profesori români, avem și profesori nativi din Austria, special veniți pentru a învăța copilașii limba germană. Modelul educațional pe care ne dorim să-l implementăm este clasa de elevi împreună cu două cadre didactice. Acest model ne ajută să lucrăm diferențiat, având ca concept ideea că fiecare copil se dezvoltă pe nevoile și aptitudinile lui. De aceea, fiecare clasă are o sală anexă, pedagogică, în care copilul aprofundează, se relaxează sau recuperează din cunoștințele descoperite în clasă, pe grupuri mai mici sau mai mari. În contextul pandemiei cu virusul COVID-19, ne-am aliniat și noi la regulile impuse de Ordinul Comun al Ministerului Educației, dar și al Ministerului Sănătății. Astfel, clasa are băncuțe distanțate la un metru, stânga-dreapta, spate-față, pentru fiecare elev. Aerisirea se realizează prin ferestrele mari, așa cum indică legea, la cel puțin 30 de minute de activitate. De asemenea, chiuveta în clasă este un lucru foarte important pentru noi, pentru a asigura igiena mânuțelor și prin dezinfectanți, dar și prin șervețelele puse la discreția elevilor noștri. De asemenea, purtăm cu mare grijă măscuțele, și cadre didactice, și elevii, dar tot pe personalul școlii. De asemenea, când venim la școală, în microbuzul nostru, elevii nu uită de măscuțe. Masa de prânz, servită prin sistem catering, este de asemenea sigură. De ce? Pentru că folosim caserole și tacâmuri speciale, unice, individuale, cu capac. Bineînțeles că noi învățăm să și reciclăm. Și pentru că ne dorim să fim sănătoși, cele mai multe activități le desfășurăm în natură. Am conceput acest amfiteatru special pentru copii, pentru a prinde încredere în sine atunci când sunt mici artiști pe scena proprie. De asemenea, ne dezvoltăm personalitatea și capacitatea de a vorbi în public. Spațiile de afară sunt generoase. Avem loc de joacă, teren pentru educație fizică și sport și pentru voia bună, pentru relaționare, pentru întărirea prieteniilor, pentru studarea pentru viitor într-o școală inclusivă. Credem în conceptul nostru de școală inovatoare, care are la bază educația inclusivă, educația prin descoperire, senzorială, de cercetare, în grupuri mici și mari sau individuale. Mulțumim oamenilor și organizațiilor care ne-au fost alături. Ne dorim să fim sprijiniți în continuare pentru a deveni acest proiect sustenabil, să oferim o educație de calitate tuturor copiilor. Pentru că aici, în școala noastră, fiecare contează.